în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Slăvit să fie Domnul Iisus. Citim câteva cuvinte din cuvântul Domnului și ceva din Părintele Iosif. Pentru că suntem în marea sărbătoare a sărbătorilor, învierea Domnului Iisus, începem cuvântul de la Sfântul Evanghelist Matei din capitolul 28, învierea lui Iisus. S-a citit această Evanghelie aseară, la înviere. Și dacă Duhul Domnului a trezit această minunată lucrare a oastei Domnului, ea este în același Duh cu Duhul Bisericii noastre creștine ortodoxe și ea nu poate altfel să primească un alt Duh, cum a spus Părintele Iosif, am stat de strajă să nu pătrundă în lucrarea oastei Domnului Duhul străine de Duhul Bisericii și al Domnului. Când spunem biserică, ne gândim la Duhul Sfânt care a format biserica la început. Când spunem oastea Domnului, ne gândim la Duhul Sfânt care a format această oaste. Și același Duh Sfânt a lucrat și în ziua cincizecimii când s-a coborât peste Sfinții Apostoli, și în ziua când l-a trezit pe scumpul nostru Părinte Iosif. Și dorim din toată inima, acum frații ostași, să putem să rămânem sub călăuzirea acestui Duh Sfânt. Vor veni multe duhuri viclene ca să abată lucrarea aceasta minunată a oastei Domnului spre stânga sau spre dreapta. Dar sufletele care vor rămâne cu o trăire vie, Duhul Sfânt le va călăuzi și va rămâne pe acea cale strâmtă sau îngustă, pe muchia aceea care spunea frate Traian, a unei clădiri care un pic, dacă nu ești atent, poți să cazi ori în față, ori în spate. De aceea vrem din toată inima ca și astăzi Duhul Sfânt să poată să lucreze prin frații care Domnul Duhul Sfânt i-a trezit, i-a chemat și a pus să lucreze în ogorul său. Nimeni nu ne luăm această răspundere fără să o fi simțit că este din partea Domnului. Și așa am dorit mereu să rămână cel puțin frații lucrători, cel puțin frații lucrători în această simțire duhovnicească, ca să se împlinească cuvântul din Faptele Apostolilor de astăzi, erau strânși între olaltă, adică unii în ceilalți. Nu știu dacă am timp să citesc ceva din Faptele Apostolilor, dar am adus această idee ca să poată și în ziua de astăzi între noi să pătrundă această stare de între olaltă adunați aici împreună
unii cu frații, cu surorile, cei vârstnici, tineri și bătrâni. Și ziți așa cuvântul. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă, ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galilea, acolo veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Iisus se arată femeilor. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioare și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Un cuvânt din Părintele Iosif. Asemenea este împărăția cerurilor cu o comoară ascunsă în țară, pe care găsind-o un om a ascuns-o și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țară aceea. Plină de adânc înțeles este această asemănare pe care a spus-o Iisus Mântuitorul. În ea se află taina și înțelesul unei vieți de creștin adevărat. Căci a fi un creștin adevărat și a trăi o viață de putere creștinească nu înseamnă atâta nu face ceea și ceea de frica focului din iad, sau a face ceea și ceea pentru că așa poruncește Dumnezeu, ci înseamnă mai ales a afla comoara cea ascunsă a împărăției lui Dumnezeu. Știi tu ce înseamnă să afli această comoară? Înseamnă să afli dragostea cu care te-a iubit și te iubește Dumnezeu, că pe însuși Fiul Său l-a dat jertfă pentru tine, pentru iubirea ta și pentru iertarea ta. Să afli comoara cea ascunsă înseamnă să afli cât de mult te-a iubit Iisus Mântuitorul, că a murit pentru tine, pentru păcatele tale și pentru mântuirea ta. Să afli cât de mult te iubește Mântuitorul și cum face totul să te atragă la El. Să afli comoara cea ascunsă înseamnă să afli puterea, să afli bucuria, să afli mângâierea, să afli lumina și viața ce le capeți când l-ai aflat cu adevărat pe Mântuitorul și jertfa lui cea sfântă. Și după aceea să trăiești o viață cu El. Numai când ai aflat această comoară, faci totul să o poți dobândi. Și să poți dobândi și viața cea de veci. O astfel de comoară aflase Apostolul Pavel când scria Filipenilor: pe toate le socotesc că sunt pagubă,
față de înălțimea cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pe care m-am lipsit de toate și le privesc drept gunoaie, ca pe Hristos să dobândesc, ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, ca doar să pot ajunge la învierea din mort. Apostolul Pavel aflase pe Mântuitorul, comoara cea mai scumpă pe care o poate afla un om aici pe pământ. Și prin dobândirea acestei comori, nădăjduia să dobândească și învierea din morți și viața veșnică. Cel ce mă află, zice Domnul, a aflat viața. Slăvit să fie Domnul Iisus de mii de miliarde de ori, că prin lucrarea oastei Domnului a putut să lucreze Mângâietorul Duhul Sfânt cu așa putere ca să poată din nou aici, în biserica bună și străbună, unde viața încetase, rămăsese doar calea și adevărul, dar viața cu Domnul nu mai era. Și a venit lucrarea aceasta divină de sus și l-a trezit întâi pe scumpul nostru Părinte Iisus, așa cum spune Sfinția sa, pe mine întâi m-a trezit Domnul. Ce mărturie! Dacă putem să spunem și noi tot la fel, poate nu în aceeași intensitate, în aceeași putere, dar în același simțământ. Pe când m-a trezit și pe mine Domnul? Știu eu fiecare la vremea Lui. Așa cum zice acolo Evanghelia din ziua de astăzi. Dar tuturor celor ce L-au primit pe El, adică care cred în El, care se unesc cu El, care merg cu Domnul Iisus, acei categorii de oameni, când zic oameni, zic și frați și surori, și femei și bărbați, și tineri și vârstnici, și bătrâni, născuți din Dumnezeu, când îl află omul, pentru că mai înainte sunt alte trei nașteri care nu duc la mântuire și ele par că aduce din sânge, din voia firii sau din firea unui om, cum zice în Biblia britanică, și este mult mai ușor de înțeles că așa este, din voia firii vreunui om sau mai departe, să nască și el mai departe altul. Acolo zice din parte bărbătească sau din poftă bărbătească, în Biblia sinodală. Aceste trei nașteri par ca să ducă la mântuire, dar ele nu duc. Și sunt mulți oameni înșelați în privința aceasta. Și cuvântul Domnului a specificat, cei născuți din Dumnezeu pot să devină copii al lui Dumnezeu. Și lucrarea aceasta divină a Duhului Sfânt a lucrat prin Părintele Iosif și l-a făcut un om născut din Dumnezeu. Preot slujitor al altarului era. Nu era născut din Dumnezeu. Și atât de fericit, scumpul nostru Părinte Iosif a mărturisit. Credeam și eu că viața de preot este așa. Dar nu era așa, după mentalitatea, după învățătura pe care o avusesem eu la seminar, la teologie. Dar când Domnul s-a făcut descoperit, cum zice aici cuvântul care l-am citit a Sfântului Apostol Pavel, cu apăsea din nou, Apostolul Pavel îl aflase pe Mântuitorul, comoara cea mai scumpă pe care o poate afla un om aici pe pământ. De aceea oamenii care îl află pe Domnul Iisus îmbrățișează cei din tâi sărăcia. Ei se dezgustă de bogăție pe pământ. Trăiesc și ei într-o casă, într-o haină, dar dragul lor este unirea cu Domnul Iisus. Și doresc ca să poată, dacă l-a aflat odată pe Domnul, să-L păstreze, să nu-L fure, cum a zis cuvântul. Păstrează ce ai primit, ca nimeni să nu-ți fure această comoară. Că poți să o pierzi după ce ai primit-o, dacă nu ești atent să veghești. Și părintele nostru drag Iosif,
cu o putere uimitoare de jertfă, ca și stăpânul său, ca Domnul Iisus, nemai ținând la avuția sa, a dat totul, și-a cumpărat tipografie, pentru a împăzi cuvântul lui Dumnezeu, ca să afle toți această pomoară pe care o aflase el, pentru că o aflase, nu mai părea că o aflase, o aflase cu adevărat și a trimis acest cuvânt uimitor și zeci, sute, mii, chiar zeci de mii de oameni, chiar sute de mii, l-au primit cu Domnul Iisus cu adevărat și s-a format această minunată lucrare a oastei Domnului. Parcă pot să o asemăn cu felul când ziceau farisei și cărturarii: nu vedeți, nu câștigăm nimic. Lumea se duce după el. Ei, farisei și cărturarii, n-au dorit să vină după Domnul. Pentru ducul diabolic de mândrie, pe care, citind o carte, acum l-am găsit, cel mai repede se strecoară în oamenii de cultură, ducul de mândrie, în oamenii avut și în oamenii de putere. Să nu uităm acest adevăr. Și acești oameni tare greu se pocăiește, pentru că ducul diabolic al mândriei foarte greu se pocăiește. De multe ori acești oameni eșuează în calea spre mântuire și primesc erezia. Sunt înșelați de ispititorul. Pentru că calea mântuirii este calea lepădării de sine, a renunțării. La eul tău, la puterea ta, la cultura ta, la bogăția ta, la umilința cea de-a jos, aia e calea adevărului, aia e calea vieții, aia e calea cu Domnul. Celelalte sunt căi înșelătoare, duhuri înșelătoare. Și atunci s-a împlinit cuvântul care creștinii de jos, oamenii simpli, au început să îmbrățișeze cu drag această lucrare a oastei Domnului, cum și poporul îmbrățișa cu drag pe Domnul Iisus. Și ziceau, plecau de la ei, de la farisei, de la cărturari, și se duceau după Domnul. Și din duhul diabolic, unul dintre cele șapte păcate de moarte, duhul pismei și al invidiei, n-a mai putut să suporte pe Domnul și a zis, nu trebuie altceva de voi decât să-l omorâm pe omul acesta. Aielea s-a întâmplat și cu părintele nostru, drag Iosif. Mai mari biserici și ai poporul nu l-au putut înțelege. Și nu știu dacă astăzi îl înțeleg. Când o dacă spun, oamenii în funcție, în putere, nu se pot pogorâ. Și mulțumesc de multe ori Domnului că n-am ajuns eu într-o funcție înaltă ca să nu mai pot coborâ de acolo să-L aflu pe Domnul. De aceea mă refer acum către dragii noștri tineri culti, care mâine, pâine veți deveni poate medici, veți deveni profesori, veți deveni oameni cu funcție în societate. Fiți foarte atenți să nu vă înșele bun duh, adică să nu mai rămâneți în smerenie cu Domnul, să primiți un alt Iisus, dar nu acel răstignit, plin de umilință, plin de josnicie, de dispreț. Și atunci, mai mari poporul și ai bisericii nu l-au înțeles pe Părinte Iosif și zice la moarte cu el. Să se împlinească ca și Domnul Iisus, i-au dezbrăcat și de haine. Deci, iubiți frați și iubite surori, oastea Domnului vrem să rămâne a Domnului Iisus cel răstignit, a altui Domn nu vrem. Ca să poată în ea, cei care vor veni cu dor sincer de mântuire, să-L afle și ei pe Domnul Iisus. Cum l-a aflat și Părintele Iosif? Cum l-a aflat Sfântul Apostol Pavel? Cum l-a aflat Sfântul Ioan Gură de Aur? Aici, în biserica bună și străbună. Pentru că vrăjmașul va căuta să rămâie în ea fără de Domnul sau să sar din ea să nu mai e pe el. Dar cred că o minte luminată de puterea Sfântului Duh va putea să deosebească duhurile și nu va fi înșelat de niciunul dintre ele. S-a amintit la început despre învierea Domnului Iisus. Așa am citit un titlu, învierea. Și apoi am spus cuvântul Domnului Iisus, bucurați-vă, printre care acel la mijloc, știu că-ți căutați pe Iisus. Învierea, căutarea Domnului la Sfintele Femei și apoi rodul pe care îl spune însuși Domnul Iisus,
celor care l-au aflat cu adevărat. Bucurați-vă! Și tare mult ar vrea, ca să mă apropii și de încheiere, să pot să scot în evidență aceste trei lucruri. Învierea Domnului Iisus întâi, apoi cuvântul pe care l-a spus îngerii, știu că-ți căutați pe Iisus. Cel care a fost răstignit, nu un alt, a înviat. Și apoi Domnul Iisus se arată femeilor și le întâmpină cu acest mare cuvânt care cred că îl poate avea orice creștin care l-a aflat pe Domnul cu adevărat, bucurați-vă. Și zice aici un cuvânt a Sfântului Ioan Gură de Aur, cerurile după cuvință să se veselească și pământul să se bucure și să prăznuiască lumea cea văzută și cea nevăzută că a înviat Hristos, bucuria cea veșnică. Învierea Domnului Iisus Hristos aduce bucuria cea veșnică. Zice Sfântul Apostol Pavel așa, dacă n-a înviat Hristos, propovăduirea noastră este zadarnică. Și credința voastră este zadarnică. Acestea sunt cuvintele spuse. Care-i Duhul din ele? Eu pot să-L propovăduiesc pe Domnul Iisus cel înviat. Dar dacă în mine n-a înviat, cel care îl propovăduiesc, rămân doar literă, gol, formă. Și pentru mine e zadarnică propovăduirea dacă n-a înviat Hristos Domnul în mine. Cel care îl vestesc pe El. Și voi cei care ascultați și credeți că a înviat Hristos, dar n-a înviat, e zadarnică credința voastră. Nu știu dacă m-am exprimat ceea ce gândesc înăuntru inimii mele și a minții mele. Deci, iubiți frați și iubite surori, să avem mare grijă simțământul aflării Domnului al învierii să ne aducă și nouă marea bucurie înăuntrul ființei noastre și cu aceasta să ne putem hrăni fiecare dintre noi care întrece orice bucurie pământească. Aduc acum câteva lucruri pământești, într-un fel spus, tot referitor la bucurie. Fiecare dintre, zice noi, oamenii, mai ales copiii, vor și ei ceva de Sfânta Înviere nou. Nu. Pentru ce credeți că iau acest lucru nou? Ce vor să facă ei? Să-și aducă o bucurie. O haină nouă, un pantalon nou, o cămașă nouă. Gândind ei că cu acest prilej de mare sărbătoare a sărbătorii Învierii, pot și ei să se bucure. Nu e un rău. Nu condamnă. Dar nu vrem să fim înșelați doar de aceasta. Oamenii tineri, frații, surori care Domnul li s-a descoperit și la frate, ei au bucuria învierii. Nu mai umblă după lucrurile celante să le mai îmbrace. Cum am spus, dacă s-ar putea cu această haină să fiu mormântat. Ei au înăuntru lor simțământul bucuriei a învierii Domnului Iisus, care întrece orice bucurie de orice formă. Mergând ca fiecare creștin să-ți iei pentru Sfânta Înviere, toți oamenii ieri alergau după mâncare, după îmbrăcăminte nouă, după beutură. Și, cum nu pot să tac, mă bucur tare mult că oameni dragi așteptă în ziua Învierii. Tata, vreau mai repede să-mi iau, să mănânc, să beau, că Tata, Domnul Iisus n-a venit ca noi oameni să bem, să mâncăm de ziua Învierii. Să ne bucurăm că El a înviat. Mă, ta ești creștin ortodox? Da, deci sunt creștin ortodox. Dacă aștept învierea și eu, lasă-mă, că eu pentru asta aștept bucuria învierii, să mănânc și să beau. Ce jalnică durere în creștinismul ortodox
nu condamn, nu judec, nu critic, nu, cu durere, cu compătimire spun aceste adevăruri, am ajuns în creștinul nostru ortodox. Acest creștin ortodox, el nu poate să înțeleagă marea taină a noastră Domnului. Și din pricina aceasta este neînțeleasă și privată. De aceea, iubiți frași și iubite surori, vrem din toată inima ca astăzi să simțim și noi învierea Domnului Iisus, bucuria că L-am aflat pe El, că îl căutăm pe El și vreau aici să apăs din nou. Știu că îl căutați pe Iisus. Știu. N-aș vrea să spun alte cuvinte. Spun și eu cuvintele Îngerului. Știu că noi toți care suntem aici îl căutăm pe Domnul Iisus. Este imposibil ca toți cei care îl căutăm pe Domnul Iisus cu adevărat să nu vină și momentul întâlnirii cu El, ca El să ne spună, bucură-te, dragul meu, că eu m-am descoperit, că tu m-ai căutat, pentru că zice acolo Domnul Iisus, cine mă va căuta din toată inima, mă voi lăsa găsit. Dar dacă nu-L găsim, nu-i paguba Domnului, este a noastră, că nu L-am căutat cu toată inima. Că Celui care mă va căuta din toată inima, mă voi lăsa descoperit. Este acum partea umană a omului să facă el această lucrare, să-L caute pe Domnul Iisus. Și Domnul vine în întâmpinare și dă această mare, mare, mare fericire a bucuriei. Ca o să mă apropii de încheiere cât și târziu. De aceea învierea Domnului ne cheamă și anul acesta la trezirea din morți, din amorțeala și formalismul religios. Mă tem, mă tem și când spun aceste adevăruri mă refer mai întâi la copiii mei, să nu devină și ei religioși. Îi duc la biserică, îi aduc la oaste. Ei n-au simțit bucuria învierii. Până nu vine clipa întâlnirii cu Domnul Iisus a nașterii din nou, rămân în continuare oameni religioși, cu oaste și cu biserică. Nu simt bucuria învierii. Nu vrem așa să rămânem în oaste, Domnule. Din pricina aceasta s-a pierdut și puterea în biserica creștină ortodoxă, a rămas doar o formă și s-a pierdut viața. N-a mai fost acea naștere de Dumnezeu pe care oastea Domnului prăvădește mereu și nu vrem alta să o spun. De aceea, frații oștași, născuți din sânge, trebuie să devină născuți din Dumnezeu. Altfel vor crea probleme oastea Domnului. Și cei mai mari probleme va crea frații ostași, din copii ostași, care nu se vor naște din nou. Și vor duce oastea pe un alt drum. Numai învind și noi la o viață nouă în Hristos, vom putea fi cu adevărat oameni ai bucuriei. Și numai așa credința noastră va birui lumea. Și numai așa vom pricepe cu adevărat ce vrea să ne spună Sfântul Ioan Gură de Aur în cuvântul Său, cu adevărat Dumnezeu rostit pentru noi în primele clipe ale învierii. Intrați toți într-o bucurie a Domnului nostru. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului. A stins-o pe ea cel ce a fost ținut de ea. La propot când cântam, cu moartea, pe moarte ai omorât, Doamne Iisuse, cu sfânta Ta putere. Tare mă bucuram când cântam atunci și doresc toate sufletele și de creștini ortodoxi și de frați ostași, când mergem în Sfânta Biserică, tot ceea ce cântăm și auzim acolo din gura preotului în fața Sfântului Altare, să le simțim a ei, ăsta e Duhul Sfânt. Dar Domnul când a spus, au urechi și n-aud. Dacă nu ești născut din nou, nu știu dacă auzi cuvântul. Că nu-s deschise urechile. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului. A stins-o pe ea cel ce a fost ținut de ea. Prădata iadul, cel ce s-a pogorât în iad. Umplutul de amărăciune fiindcă a gustat din trupul lui. Unde ți este moarte, boldul? Unde este iadul, biruința? Îmbiata Hristos și tu ai fost nimicit. Sculatul s-a Hristos și au căzut diavolii. Îmbiata Hristos, se bucură îngerii. Îmbiata Hristos și viața stăpânește. Îmbiata Hristos și niciun mort nu este în groapă. Că Hristos, sculându-se din morți,
Începătura celor adormiți s-a făcut. Lui îi se cuvine slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Slăvit să fie Domnul Iisus.